Primarul de la Albeni, Ionut Stan, a fost implicat în această dimineață într-un accident rutier care a avut loc pe raza comunei Scoarța. Primarul, aflat la volanul mașinii sale, o Dacia Logan, a intrat în spatele unui autoturism marca Audi. Mașina primarului a fost serios avariată, dar și cea a conducătorului aflat în fața sa, în trafic. Cel mai probabil, edilul nu a respectat distanța regulamentară și condițiile de trafic. În această dimineață, carosabilul fiind umed, în ajutorul primarului a venit un salariat din Albeni cu mașina primăriei.